Bună seara, ne revedem la Marea Dragoste. Sunt Alice Năstase Buciuta cu o invitată extraordinară. Am făcut multe transmisii împreună cu cea pe care o avem și astăzi în studioul Canal 33 România prin intermediul platformei Zoom. Nu este alături de mine, dar de acolo, de la Pucioasa, nu e distanță mare până la București, iar între inimile noastre, a mea și a Corinei Chiran, nu e chiar nicio distanță. Mulțumesc din toată inima, Corina Chiran, că ai acceptat și această întâlnire, cum ai acceptat de atâtea ori chemările mele. Te îmbrățișez și îți mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc și eu. Și eu sunt fericită și dacă ne-am descurcat noi, Pucioasa, Londra, acum mi se pare că ești aici pe stradă, ești cu greierii mei, ești foarte aproape. Avem multe. Și eu am emoții mereu în preajma ta, dar emoțiile reprezintă ceva bun. Ne-am întâlnit în paginile acestei cărți, cele mai curate minuni, o ținem la piept și una și cealaltă și ne bucurăm că ne-a mai legat încă ceva, dar Corina Chiran este călăuză spirituală a vremurilor noastre, o călăuză spirituală modernă și care are și partea ei de influencer, este scriitor, este blogger, este jurnalistă radio de când am început noi colaborarea la Romanian Radio London. Este o ființă cu multiple valențe și care are grijă de sufletele noastre în tot felul de proiecte extraordinare. Eu despre asta vreau să-ți propun astăzi să vorbim, despre miracolul de a ne păstra sufletul întreg sau de a ni-l reîntregi într-un fel prin acțiunile pe care le facem. Nu știu dacă vindecare e cuvântul potrivit, fiindcă nu ne referim la vindecarea asta obișnuită, ci la oblojirea rănilor noastre emoționale și tu te pricepi extraordinar de bine să faci asta. Eu însă te-am căutat de mai multe ori când aveam lucruri de discutat sau de dezbătut. Sunt mulți oameni, doar femei sau și femei și bărbați, care spun: Corina, am nevoie să stau de vorbă cu tine într-o ședință de terapie așa sui generis. Cu siguranță că dacă eu aș da voie tuturor oamenilor, ar veni mult mai multă lume. Deja este copleșitor de multă lume spre mine și sunt foarte recunoscătoare. Am și prieteni băieți, sigur, care vin și mă întreabă detalii despre vindecare. Până acum și-au făcut curaj mai mult femei. Și cred că e bine așa. Îți spuneam că sunt căsătorită cu un egiptean care nu știu dacă ar vedea foarte, foarte relaxat, îți dai seama, ședințe pe care le-aș susține cu bărbați, dar cred că toți avem dreptul să ne împrietenim cu sufletul nostru și cred că munca mea în toate live-urile, să zicem, de pe Facebook, în toate materialele mele care circulă liber, să zicem, în online, ele se adresează oricărui suflet, nu se adresează femeilor în particular. Dar da, prin, să zicem, cosmeticele pe care le-am preparat, prin diverse ateliere, cercuri cu femei pe care le-am făcut de-a lungul timpului, am avut un flux continuu de femei venind spre mine, dar nu cred că doar lor li se sufletele noastre. Sufletele noastre crezi că își păstrează mai mult o amprentă feminină sau masculină? Tu ai un suflet de femeie? Tu crezi că eu am un suflet de femeie? Nu. Cu siguranță că sufletul este de lumină, numai că acolo sus, când am cerut, cum zic eu, de la Comisia Divină o întrupare, ne-am ales întruparea în forma asta. Deci forma asta de carne ne-am ales-o, de femeie sau de bărbat. Numai că peste ea au venit diverse gâtuiri, diverse programe, diverse, convingeri, felul în care am fost crescuți. Și am reușit să ne armonizăm cu forma pe care ne-am ales-o sau am început să lucrăm împotriva ei. Și de aici probabil că multe neputințe în propriile noastre corpuri. Dar cred că la nivel de suflet am ales forma în care ne-am întrupat și îi suntem cumva datori cu iubire, da? Noi nu înțelegem asta. Și de fapt, forma asta ne poartă sufletul de lumină prin univers. Putem să ne luptăm cu ea și să pierdem, niște timp pe pământ
niște timp pe pământ. Sufletul așteaptă, el nu se supără pe noi, știi? Știi că eu ziceam asta și pe la radio, că tu ai zis să reparăm sufletul sau să-l hrănim. Eu cred că el este de lumină, nealterat. Mi s-a mai arătat în conversațiile cu sufletele care au venit înspre mine că s-ar putea ca nu tot sufletul să fi încăput în corpul pe care și l-a ales. Știi? Și atunci unii oameni încă mai caută rămășițe care umblă libere prin univers. Dar iar spun, a fost alegerea sufletului ca o parte să aparțină acestui trup și o altă parte să te poată chema din când în când, să te lase să fii punte între lumea de aici și lumea de dincolo și să le poți face mai ușoară, să zicem, neputința și altora, care uneori nu înțeleg ce caută pe aici. Da, mulți oameni care zic nu mă simt din lumea asta sau nu mă simt din familia asta sau ce caut eu în viața mea. Vreau să te întreb, Corina, când anume în copilărie ai simțit că ai această deschidere către lumea divină, către miracol, către măreția universului? Când ai simțit prima dată aceste conexiuni care te fac astăzi să vorbești cu atâta naturalețe despre lucruri pe care unii nu le percep, alții nu le înțeleg cu atâta claritate? În copilăria ta trebuie să fi înțeles la un moment dat că ești o fată specială. Știi ce s-a întâmplat? Am avut tot timpul amintiri foarte clare de foarte, foarte devreme. Cum am înțeles asta? Eram la facultatea de teatru și am primit să jucăm, am primit un exercițiu de actorie, să jucăm prima noastră amintire. Și fiecare s-a dus în trecutul lui și eu am găsit o amintire în viața de bebeluș, când nu mergeam. Era prima dată când mă duceam la amintirea asta, dar mi-a fost foarte clar. L-am văzut pe tatăl meu care venea, mă lua din pătuț, mă lua în brațe, mă ducea la bucătărie. La bucătărie era el cu un prieten de-al lui. Bucătăria era galbenă, cumva. În fine, ni s-a dat niște timp afară și să intrăm rând pe rând să jucăm amintirea. Zic, cum joc eu viața mea de bebeluș? Cum joc eu bebelușia? Că e foarte greu. Dar înainte să o joc, mi s-a părut că ar fi ingrat să cred că asta este prima mea amintire dacă nu o confirm cu tatăl meu. Și atunci l-am sunat și i-am zis, uite care-i treaba, am primit exercițiul ăsta, iar amintirea mea este din pătuț și i-am spus că visasem un cartof, deci eu eram un bebeluș. Cum s-a jucat mintea atât de repede? Deci mi s-a cerut să joc amintirea. Și ducându-mă până în spate de tot, dau de mine în pătuț, visasem un cartof imens și m-am speriat de el. Și trezindu-mă din vis, de fapt cartoful ia forma feței tatălui meu, care vine să mă preia din pătuțul în care dormeam, probabil scânceam sau așa, m-a ridicat, m-a luat în brațe și m-a dus la bucătărie, unde era un prieten de-al lui și zugrăveau bucătăria în galben. Deci totul era perfect adevărat, da. Și el a zis, da, se poate, pentru că el venea des la noi, pentru că până să împlinești tu 2 ani, bucătăria a fost într-adevăr galbenă și apoi am schimbat culoarea. Nu știu dacă ai visat un cartof, nu pot să-ți spun asta, dar eu eram cel care venea și te lua de multe ori și știam că era un somn de după amiază, da, deci... Am înțeles că era un somn de zi. Am niște emoții când spun asta. Dar asta ai înțeles mai târziu, în exercițiul de la actorie. Dar atunci, în copilărie, când erai la școală? În copilărie n-am crezut că este nimic miraculos. Eram foarte vie, foarte curajoasă. Credincioasă erai? Credeai în Dumnezeu? Nu, mă duceau și pe mine pe la biserică, mamaia câte un pic, dar nu prea voiam să fiu acolo. Voiam de fapt pentru, din curiozitate sau din nevoia de a fi printre oameni. Îmi plăcea că acolo era o aglomerare de oameni, dar nu simțeam nimic în mod special. Dar mi-aduc aminte că mă rugam, mă închinam, făceam așa ce trebuia făcut, cum ar veni. Dar cred că abilitățile astea de a mă relaxa în fața miracolelor
au venit când am început să lucrez în favoarea sufletului meu. Pentru că mi-am dat seama la un moment dat că duceam o existență dublă. Aia acum trebuia să fiu, da? Existența pe care trebuia să o joc și existența pe care îmi doream să o joc. Și la un moment dat a fost greu, e greu. E greu să faci pace cu ce arătai despre tine. Și în general, părinților mei, pentru că restul lumii mă știa în ambele feluri, dar construisem pentru acasă o imagine care trebuia să se potrivească cu traseul pregătit de ei sau, știi? E greu să vorbesc despre asta pentru că nu vreau să adresez, știi, primei părți a existenței mele vreo, cum să spun... Vreun reproș, da. Nici asta, n-am făcut niciodată. Nu știu, probabil că amândoi părinții mei puternici, amândoi, am avut o memorie foarte detaliată, mi-aduc tot timpul aminte foarte, foarte, foarte multe detalii, deci cred că mintea a funcționat mereu și a încercat să-și explice, știi? Și trăim o eră foarte comunicativă și probabil că am prins trenul ăsta și am început să le spun oamenilor cu curaj din cum văd eu lucrurile. Și când ai început să prinzi încredere în mesajele tale și în ceea ce primeai? Pentru că la început îți puteai imagina că sunt doar niște gânduri răzlețe. Când ai căpătat acest curaj să dai un răspuns știind că e chiar din conectarea ta cu divinitatea? La un moment dat am înțeles, sunt în online de multă vreme și de multă vreme am expus ce scriam, ce gândeam, ce ziceam. Mi-am dat seama la un moment dat că în toți anii mei de Facebook nu scrisesem decât din realitatea mea. Nu scrisesem despre nimeni, nu inventasem nimic ca să joc vreun rol. Era pur și simplu, erau felii de ale mele de realitate, deci îmi documentasem cumva viața. Deci nu prea aveam nimic de pierdut, nu îmi trebuia un extra curaj. Oamenii știau că eu scriu deschis sau că mă exprim deschis, dar mi-am dat seama că e în mine o nevoie de a documenta pozitivul și atât. Și mi s-a părut divin această intenție. De a rămâne în pozitiv, de a rămâne în curat, de a găsi curatul din lume, de a găsi curatul din oameni, de a le arăta oamenilor că se poate să slalomăm printre greuri și să ne ținem de curat. Și probabil că și îmi spune încă multă lume, vin înspre tine pentru că n-ai vorbit pe nimeni niciodată de rău. Nu te-am văzut vorbind pe cineva de rău. Poate că la început era un efort, pentru că toți avem păreri, da, despre diverse lucruri care se întâmplă în lume, nu suntem de acord. Dar am încercat mereu să nu rănesc pe nimeni și mi-a ieșit natural. Și am crezut că trebuie să fie un pic de divin în asta. Trebuie să fie un pic de divin din a nu fructifica, știi, revanșe, răzbunări, jocuri de putere, știi? Altfel, nici nu știu, nu-mi explic prea mult. Divinul picură prin mine, cred că am un curaj fantastic, pentru că nu m-am puternicit nimeni. Dar tu ai fost, da? Tu m-ai împuternicit. N-ai știut cum o faci, divinul prin tine. Divinul prin tine a zis, pune pe fata asta să-ți spună și ție la emisiune câte ceva. Și simțeam o datorie, ți-aduce aminte cum ziceam, simțeam o datorie de suflet să-ți dau mai bunul din zilele mele. Și ele s-au strâns acolo. Pentru cei care ne urmăresc și poate nu înțeleg despre ce vorbim, un an întreg am avut o emisiune la Romanian Radio London în care Corina Chiran a fost invitata mea permanentă. În fiecare zi am dezbătut împreună cu Corina tema zilei și este adevărat că am încercat să găsim binele din orice temă, oricât de dificilă ar fi fost. Și în cartea Cele mai curate minuni, în care una dintre autoare este Corina Chiran, invitata mea de astăzi de aici, de la Canal 33 România, povestirea ei tot
tot asta, despre asta vorbește. E o povestire, mărturisire despre întâlnirea ta cu o durere pe care tu ai preschimbat-o, ai înfășurat-o în culoare, în lumină. Se numește Albastru Infinit, povestea Corinei Chiran. Este povestea cu numărul 20 din această carte. Poți să spui cum vezi dincolo de lucrurile acestea? Cum ai văzut, cum sunt viziunile acestea, de exemplu, de culoare, de lumină, care vin și se așează în sufletul tău și asupra unei întâmplări grele, cumva? Cred că nu mi-e specific decât extrasul ăsta al binelui din orice întâmplare. Am înțeles la un moment dat că nu există necazuri. Am înțeles că nu există necazuri. Că există doar praguri de creștere a sufletului, care în planul ăsta 3D, cum îi spun spiritualiștii, în planul ăsta 3D, pe pământ, ne-am întrupat, da, ca să fac așa un rezumat al live-urilor mele, ne-am întrupat și am luat după noi, am primit de la Comisia Divină, cine a fost acolo pe fază, cine a fost din echipa lui Dumnezeu, să nu zic din gașca lui Dumnezeu, am zis, mă scuzați, deci de acolo, din Comisia Divină, când am primit o întrupare, ni s-a spus, bă, ai grijă, că acolo pe pământ e cu jocuri de putere, e cu nu știu ce, ești sigur că te duci, vreau, mi-am pus și întrebarea asta, de ce am vrut noi, dacă e greu? Păi pentru că curiozitatea la bază nu cunoaște greu. Copilul curios să meargă, să vadă ce-i dincolo de canapea, să vadă pe masa pe care nu ajunge, acolo nu e durere, acolo este curiozitate pură, da? Așa trebuie să fie avut și noi în variantă de suflet de lumină. Vreau o experiență pe pământ, vreau și eu viață. Și Divinul a zis, e cu durere, viața doare. Și noi am zis, adică cum? Păi nu poți tu să înțelegi acum, că n-ai carne. Când ai carne, înțelegi durerea. Îți trebuie carne ca să înțelegi durerea. Vreau, a zis sufletul. Vreau să mă duc. Bine, o să te vaiți de familia ta, o să te vaiți că ești neînțeles, o să ai niște relații, o să plângi, o să te simți trădat, o să trădezi, pentru că și tu ai fost trădat sau invers, nu știm cine începe primul, dar o să fie greu, da? Și tu ai zis, mă duc. Pe aici ce să fac? Adică e frumos în lumină, dar nici nu te cerți, nu negociezi cu Dumnezeu. Dumnezeu zice, dați-mă voie și ăsta să se ducă. Lăsați-l să se ducă jos. Și primești un pașaport al durerii, durerea. M-am prins. Și durerea este pașaportul cu care noi venim în acest corp fizic. Înțelegem asta imediat. Înțelegem mai târziu. Dar înțelegem. Ce să mai? Înțeleg câțiva, cum am înțeles și eu, și dau și eu mai departe. Și oamenii de drag, de stat pe lângă mine, stau în gura mea, mă urmăresc, nu știu, că au început să creadă și în pașaportul ăsta. Cred și în conexiunea ta extraordinară cu natura. Eu te urmăresc și înțeleg că ai o relație cu totul și cu totul specială, cu toate buruienile din grădină, cu mercii pe care tu îi culegi și îi așezi pe față. Acum, nu știu, fiindcă suntem pe Zoom, dacă putem, am și pregătisem câteva poze cu tine, cu mercii. Știu că tu nu vrei să le arăți așa. Nu, nicio problemă. Cât de importantă este această legătura noastră cu Mama Pământ? Recunoști această entitate ca o entitate cu energie feminină? Simți asta? Eu, de exemplu, eu așa simt, dar mi se pare că mă ancorează mai mult într-o energie feminină Pământul, dar nu știu dacă e așa. Dar legătura ta cu florile, cu buruienile pe care tu nu le smulgi, fiindcă ai grijă de ele, cu melcii pe care ți așezi pe tenul tău ca să îl îngrijești în cea mai nonconformistă metodă cosmetică din lume. Să știi că știi tu pe ce ne îndreptăm atenția, aia începem să cultivăm. Și probabil că dacă aș studia mai mult energia feminină și energia masculină și să văd ce ancorez eu, eu am înțeles că m-am întrupat în corp de femeie și că am denutrit feminitatea, că n-am făcut-o pe tot parcursul vieții, că n-am înțeles-o neapărat, dar sunt binecuvântată, sunt și mamă, am copii, deci pot să gust din feminitate pe mai multe planuri, da?
Sigur că suntem parte din natură și cu cât petrecem mai mult timp în natură, vin răspunsurile. Deci nu trebuie să fie foarte complicat și nu trebuie să fii un specialist în ierburi și nici să ai o relație extraordinară, da, probabil cu animalele, ca să înțelegi că te calmează, te vindecă, îți dau răspunsuri, limpezesc mintea, care altfel în miezul orașului este destul de bombardată de gânduri, da? Și noi ne-am obișnuit în viețile noastre de zi cu zi să ne credem toate gândurile, ne-am obișnuit să avem dreptate, fiecare pământean crede că are dreptate, indiferent cât e deșcolit, indiferent cât a mai aflat, el crede că are dreptate. Noi ne trezim în fiecare zi crezând că avem dreptate. Cam așa se întâmplă. Chiar dacă nu spunem asta, chiar dacă mergem așa în victimizare sau mergem destul de pioși pe lângă niște oameni care ni se par mai... Eu tot în dreptatea mea stau. Băi, acolo nu cred că a făcut bine. Acolo ne luăm timp să judecăm. Asta face mintea. Când te duci în natură, nu mai trebuie neapărat să ai dreptate, pentru că natura îți dă ea niște exemple de firesc, care nu mai are legătură cu dreptatea. Un țânțar nu are dreptate... Nu, melcul are dreptate în sensul că dacă a plouat, el a venit. Asta e dreptatea lui. Tu poate ca om erai supărat pe ploaie, deci ce să te mai uiți pe melc? Te enervează. E alunecos, tu nu ești alunecos. Cum ești tu? Tăios. Cum e om? Tăios. Și omul a înțeles că dacă e alunecos, înseamnă că e manipulator, înseamnă că ne explicăm altfel atributele din natură. Dar de fapt suntem parte din natură și nu cred că fac nimic miraculos decât că încerc să le explic oamenilor. Am înțeles că asta e menirea mea, deci ăsta e drumul meu pe pământ. Le explic oamenilor inexplicabilul. Îl aduc pe Dumnezeu mai aproape, nefăcând, cum să spun, o diferență extraordinară între supremația lui și josnicia noastră. Dumnezeu este în fiecare dintre noi, le mai spun oamenilor. Dumnezeu nu e frică. E frică de Dumnezeu să fac nu știu ce. Dumnezeu e iubire. El nu vrea să-ți fie frică. Vrea să fii împuternicit. Și mai cred că putem să fim toți împuterniciți. Suntem destul de făcuți să credem că suntem prea mulți pe planeta asta. Și că, într-un fel sau altul, unii trebuie să fie eliminați. Și atunci se justifică niște jocuri de putere, se justifică niște războaie, care nu fac decât să activeze războaiele din noi. Noi se duc războaie în fiecare zi. Dacă activăm iubirea din noi, nu mai simțim să dăm în celălalt, să-l judecăm pe celălalt. Până avem noi grijă de toată iubirea din noi, se mai așează și planeta. Asta cred. Știu că tu ai confidențialitatea ta față de cazurile, mă rog, de prietenii, de cei care te caută și cu care lucrezi, dar aș vrea să te întreb dacă poți să-mi spui ceva legat de problemele în iubire pe care le au oamenii care vorbesc cu tine. Eu chiar știu una dintre prietenele noastre de la radio care te-a căutat la un moment dat când avea o problemă legată de o iubire pe care nu știa unde să o așeze în viața ei și tu ai ajutat-o să treacă peste momentul respectiv. Sunt problemele acestea ale iubirii despre care ai spus și știm cu toții că este esențială în existențele noastre și în evoluția noastră. Sunt în continuare probleme pe care oamenii le au legate de iubirile lor, de relațiile lor, de îndrăgostelile lor, de dezîndrăgostelile lor. Este aceasta una dintre temele asupra căreia lucrezi? Încerc să vorbesc cu oamenii în adevăr despre rănile lor și încep să mi se arate ciclicități. Văd cumva în gestica oamenilor pe cine replică ei, adică e o influență a tatălui sau o influență a mamei sau uneori zic poate că, știi, încep să mi se arate mi se arată matematica asta a repetițiilor de neam. Îmi place și jocul ăsta, cu fiecare om e diferit în funcție, unul, de cât e el de avansat în conștiință, de cât poate să-și explice. Dacă omul este încă prins în aceste jocuri de putere de pe pământ și e foarte supărat pe tot ce îi se întâmplă, pe nedreptățile pe care îi le fac ceilalți, pe Dumnezeu că nu l-a ajutat mai devreme sau când a cerut el,
E o altă discuție, se duce o altă discuție decât cu un om care poate să cuprindă un pic mai mult. Sau sunt oameni care pot să vadă foarte mult, dar nu în spiritul binelui încă, ci în spiritul binelui personal. Și nu vreau să cred și nici nu vreau să propag toxicitatea din relații ca și concept. Pentru că, de fapt, sunt niște aspecte pe care am încetat să ne uităm la un moment dat și le-am considerat toxice, da? Omul ăla este toxic. Ce căutăm noi lângă toxicitate? De ce atragem toxicitate? De ce rămânem blocați în toxicitate dacă îl considerăm pe om toxic? Nu ne-am făcut noi o plapumă din asta ca să avem motive să ne văităm? Deci, hai să ne uităm în adevăr la cine nu spune tot, din ce motiv nu se spune tot. Crezi că e important să spunem tot? Crezi că e important să spunem tot într-o relație de iubire sau de prietenie, de camaraderie, într-un parteneriat? Crezi că această lipsă de taine rezolvă ceva? Eu le zic oamenilor, dacă poți să trăiești cu ce nu spui, e minunat. E minunat. Dar dacă doare, dacă doare, acolo nu s-a spus tot. Și dor jumătăți frânturi de adevăr. Și mai știi cum ziceam, mi-aduc aminte banca pe care stăteam când îți înregistram despre adevăr și despre minciună, când ziceam dacă oamenii s-ar așeza la masă, știi, că acum sunt foarte populare, și nu doar acum, dar de vreo 10 ani încoace, rețelele astea în care oamenii încearcă să se găsească unii pe alții, da? Pentru că nu se mai găsesc în plan fizic, a fost și pandemia, și atunci oamenii încearcă pe internet sau chiar și dacă nu încep pe internet, mi se pare că în toate relațiile, în majoritatea relațiilor de pe planetă mai există niște rezerve în online de ceva. Mai există în online cineva care nu te judecă. Mai există în online cineva care te place. Mai există, știi, îți dai seama câtă detașare îmi trebuie pentru că acum cu valul ăsta de oameni care au venit înspre mine, de când ne-am văzut ultima dată și până acum, s-au făcut 30 și ceva de mii de oameni care vin și spun că mă placă, nu știu ce, îți trebuie o detașare. Îți trebuie o detașare de ei. Deci oamenii s-au obișnuit să aibă rezerve din astea în online, unde sunt văzuți bine, sunt plăcuți, nu se știu toate detaliile din casă, și atunci oamenii nu se mai concentrează fix în relația lor. Și ziceam că am făcut și eu asta în existența mea, înainte de căsnicie, și credeam că e ok, credeam că e în regulă, dar îmi dau seama acum cât de important e să țesem în curat. Dacă ne-am așezat la masă, eu cu rănile mele, tu cu rănile tale, uite pe unde am crescut eu, că nouă ne e rușine să vorbim și de creșterea noastră. De asta prind eu teren, că am curaj să vorbesc despre creștere. Oamenii încă nu-și mărturisesc creșterile, că nu pot neapărat să pună mâna pe ele. Și da, nu e despre pus mâna, pentru că este în plan energetic creșterea. Cu mintea asta îți explici un pic mai mult, faci loc pentru un pic mai mult, tolerezi un pic mai mult, îi dai voie agresorului tău, da? Îi dai voie agresorului tău să joace cartea asta, pentru că și el este o victimă a propriilor lui circumstanțe, fiecare din noi. Fiecare din noi. Dacă miroși a victimă, omul de lângă tine nu știe decât să devină agresor, pentru că e și în el atâta poftă de rezolvare a unor probleme pe care le-a făcut, încât parcă îi dai pe tavă. Știi? Îi spuneam copilului meu despre școală, despre bullying. Zic, dacă mergi pe fragil, unora le vei da pur și simplu, îi vei invita să devină agresor, doar din curiozitate. Pentru că viața îi agresează suficient pe acasă, pe la școală, iar pe tine nu știu cum să te perceapă. Și încearcă și ei niște agresiune. Și atunci, la îndemână, cum să ne poziționăm? Ce să le spunem copiilor noștri? Ne împuternicim și pe ei. Cum? Cultivăm curajul. Să ai curajul să spui, nu-mi place asta. Să ai curajul să le spui copiilor, nu te mai juca așa. Chiar dacă ți se pare că ei nu vor, vor ignora ce spui tu. Vor fi niște adulți, vor fi niște oameni
care vor asculta un copil împuternicit. Și zic, suntem și noi pe lângă tine, dar trebuie să-ți faci curaj. Și fiecare om în parte, dacă și-ar face curajul să spună despre el, da? Vorbesc cu lume, cu adulți, mulți adulți care se tem să spună ce-ar fi de spus, să vorbească în public. N-am toate cuvintele la mine. Unde s-au dus cuvintele? Că noi avem vocabular. Unde s-au dus cuvintele? Pare în online că alții și le găsesc mai repede? S-au dus undeva. Este aici o lipsă de armonie între mintea noastră și inima noastră, care ar trebui să meargă în chakra 5 a gâtului și să ne ajute să scoatem un mesaj integru de care să nu ne fie rușine. Sau le mai spun oamenilor, în spiritul binelui, de multe ori simți să pui pe cineva la punct, da? Simți să plătești cu niște cuvinte, să răzbuni o situație. Dacă poți să trăiești cu asta, după aia e minunat, dar dacă te gândești tot timpul la ce ai zis și zici, îți spui tu ție, probabil că n-ar fi trebuit să zic, sau am fost și eu cam acidă, dar în fine, mă enervasem, așa se justifică oamenii, da? Mă enervasem. Și dacă poți să trăiești cu tot ce ți se întâmplă, cu tot ce faci, cu toate nezisele, cu frânturile de adevăr, e minunat. Dar am dobândit această abilitate de a înțelege care neadevăr te împiedică, știi, să-ți asumi creșterea. Creșterea se întâmplă, suntem în ea, le spun oamenilor și nu ca să mă infatuez. Dacă noi vorbim, creșterea este deja acolo. Pentru că ai venit pe frecvența asta unde deschidem un câmp. Ziceam asta astăzi, mi s-a întâmplat cu o femeie de dimineață, îmi spunea din greul ei, foarte greu, foarte greu, foarte greu, și eram acolo pe firul ei, da? Pe frecvența ei. Și la un moment dat se poticnea și zicea, nici nu mai știu ce am vrut să zic. Și zic, pentru că am intrat eu. Oprește-te, pentru că aici am eu o cheie. Pentru că vreau să te uiți altfel la greul ăla. Hai să spun cum să te uiți la el ca să nu mai respiri cu el de aici înainte, da? Noi refuzăm să învățăm lecțiile, știi? Ce facem? Vine Universul, vine Divinul. Vine pe noi cu o lecție. Noi ne-am obișnuit că, știi, și cu replica asta, this too shall pass. Adică lasă-mă că trece și asta. Nu le mai lăsăm să treacă pentru că ele vor reveni. Sub o altă circumstanță, dar aceeași lecție. Aceeași lecție care revine pentru că noi zicem, lasă că o să treacă. Asta spune în textul lui doctorul Dragoș Argeșanu. El spune că în cartea noastră, în cele mai curate minuni, dacă o să citești textul lui Dragoș Argeșanu. Cartea a fost la mama mea, care s-a dus în Grecia cu cartea și a parcurs-o, da? Deci eu n-am putut să citesc, am citit povestea Petrei și atât. Și apoi ea a luat cartea în Grecia și acum mi-a adus-o, s-a întors din Grecia, deci este la mine, o parcurg și eu zilele astea. Mulțumesc! Și multă lume a vrut link-ul la care s-o comande și o să-i direcționez. Mulțumesc foarte mult. Îți spuneam că doctorul Argeșanu spune aceleași lucruri. Totul e foarte simplu. Universul nu te iartă niciodată. Dacă te crezi mai bun decât ești, îți dă lecții. Dacă ajungi într-un loc pe care nu-l meriți, te trimite înapoi. Nu poți ajunge decât acolo unde meriți să fii și nu poți fi decât ceea ce ești. Atât de simplu este totul. Și insista, da, spiritualitatea este simplă și clară, spune Dragoș Argeșanu. Orice lecție pe care nu ți-ai însușit-o la un moment dat se va întoarce și vei fi obligat să treci prin ea. Exact asta ai spus și tu, Corina, că lecțiile pe care nu le învățăm vin înapoi la noi, dar proverbele românești, cum se spune, timpul le vindecă pe toate. Da, tu ai spus același lucru într-o formulă englezească. Nu spunem asta, e, lăsăm așa, că timpul o să vindece asta. Vindecă timpul? Nu, cred că trezirea vremurilor pe care le trăim cere să ne ocupăm. Să ne ocupăm de noi, să ne ocupăm de ce se vede. Eu zic să aducem lumină în răni, pentru că rănile noastre sunt niște întâmplări din anumite etape ale vieții noastre, care s-au format, cum să spun, s-au conturat pe un prototip de rană care a venit foarte, foarte devreme și nu prea avem amintiri legate de el. Unele prototipuri sunt suficient de puternice și vin din viața
intrauterină. Sunt multe, multe resorturi, da, pe care noi să zicem că am așezat primele noastre drame și apoi ce am făcut? Am replicat pur și simplu un mecanism din ăsta de coping, l-am activat, un mecanism de apărare, de câte ori o situație nouă semăna cu un pericol. Și creierul nostru nu face diferența dintre un pericol real și un pericol imaginar, dar își construiește repede pericolul ca să supraviețuiască. El, din nevoia de a supraviețui, îți împachetează o nouă problemă într-o dramă și îți activează mecanismul tău de apărare, până când înțelegi că tu de fapt trăiești, supraviețuiești, activând mecanismele astea de apărare, șlefuind rănile, nu le închizi niciodată, le lași deschise acolo și te justifici cu ele. Adică am început să spunem, păi da, tu știi de unde vine asta, păi eu am avut o copilărie, păi eu am avut... Ne justificăm cu povestea, nu avem încredere că putem să respirăm în afara poveștii, că noi nu suntem rănile noastre, că ele sunt niște experiențe la care ne uităm ca la niște întâmplări, ca la niște praguri ale sufletului, dar care în corpul fizic, cu pașaportul durerii, așa s-au manifestat, sub formă de necaz, sub formă de traumă, sub formă de rană extraordinară. Dar dacă iubim corpul ăsta fizic și nu-l mai credem o aglomerare de răni, dacă înțelegem că pe sub el noi suntem de lumină, deci nu s-a pierdut nimic, lumina e acolo. Noi n-am comunicat cu ea, n-am conectat-o prea mult la sursă. N-am crezut. Oamenii încă nu cred că sunt făcuți din lumină. Eu mai zic ceva oamenilor care ori fac glume, ori nu reușesc să mă creadă pe cuvânt sau îi deranjează entuziasmul meu, știi, deranjează, nu știu, popularitatea mea. Eu le zic, nu sunt suficient de conectați la lumina din ei. Atât. Pentru că dacă ei sunt conectați la lumina din ei, pot să rezoneze cu lumina din mine. E foarte simplă calea luminii. Cum zice, da, colegul din carte, calea luminii este simplă. Noi o complicăm până ne facem curaj să o desțelânăm. Și cam când ne facem curaj? Cu porții consistente de adevăr propriu. E nevoie de adevăr. Noi credem că nu trebuie totul zis. Dar sunt câteva lecții esențiale care se agață de niște neadevăruri, stau agățate în niște neadevăruri, în niște amânări. Și eu la un moment dat am simțit să mă uit în mine și să văd ce mai e agățat acolo, ce e nezis, ce e nerezolvat, de ce e nerezolvat. A trebuit să mă uit și la ego-ul meu și să mă întreb, este nevoia asta de expunere, o nevoie de-a mea? Și am zis, este o nevoie de-a mea și o nevoie de-a oamenilor de mine. Este un dans. Mesagerul nu emite decât dacă știe că e nevoie de mesajul lui. Nu, adică putem să emitem pur și simplu și cine vine să asculte, ascultă, dar cred că trăim vremuri în care e nevoie să ne conectăm. De asta le spun oamenilor, eu nu pot să țin o ședință la telefon, pentru că am nevoie să văd stânjeneala de pe fața ta ca să înțeleg unde pot să te ajut. Cum pot eu să-ți fiu de folos? Pe unde ți-e ție rușine, acolo vin eu. Pentru că mie nu mi-e rușine. Și vreau să te întreb ceva ce probabil se întreabă și cei care ne urmăresc acum. Tu mai ai aceste lecții în continuare? Deci ți le-ai cercetat pe ale tale, ai adus lumina asupra propriilor tale răni. Le înveți și le răsînveți și le întorci pe toate fețele vorbind cu atâția oameni și care probabil îți amintesc într-un fel sau altul de situații din viața ta. Spune-mi dacă drumul acesta continuă așa la infinit, vor apărea în continuare, în tine mai apar aceste răni? Așa zice. Soțul meu mă întreabă, ce cât crezi că o să fii pe val? Și cu vindecarea asta zic, băi, eu cred că o să fiu pe val, pentru că oamenii au nevoie să se vindece și mie îmi place să descoper. Dar da? Tu ai nevoie să te vindeci? Asta voiam să știu. Tu te mai vindeci? Răspunsuri. Și eu primesc răspunsuri prin ei și le mulțumesc în fiecare clipă. Zic, uite, tocmai mi-ai dat un răspuns, tocmai am înțeles ceva din copilăria mea. Niciodată nu se termină, numai că de la un moment încolo încep să-ți placă aha-urile. Încep să te gâdile, pur și simplu. Este o nouă...
Fiindcă nu te dor, nu te mai dor. Da, nu mai doare aproape nimic. Doar fragmentările mă irită, știi? Adică, uite, m-a durut un pic, am fost un pic de impacientată înainte să înceapă emisiunea, pentru că am încercat să-i pun pe copii la culcare, să-i rezolv cum să pui copiii la culcare, te așezi pe ei, n-ai cum. Și l-am rugat pe soțul meu, tau, a mai venit pe la baie de două ori, zic, măi băiatule, gata, mă, mami, vreau și eu măr, nu pot să-ți dau mere, că dacă îți dau mere, tu mai vrei iară la baie, te rog frumos. Deci fragmentările astea, da, interpunerile lor pe intențiile mele, dor în omul de carne. Dar învăț și eu în slujba binelui să mă cizelez și eu în permanență, pentru că sunt datoare oamenilor cu această expresie a binelui, cu binele ancorat. Nu pot să mă abat de la el. Și atunci, spre exemplu, cineva mi-a zis, poți să scriu la mine pe pagină cuvintele tale pentru că mă identific foarte mult cu ele în momentul ăsta și pot să mă semnez eu? Poftim. Sub ele? Poftim. Poftim. Am zis și eu un pic de poftim și am zis, zic, uite, din moment ce le-am scris, ele sigur că aparțin lumii, aparțin internetului, tu faci cum simți tu, dar este ca și cum, zic, eu mi-aș alege un scriitor și i-am dat un exemplu, zic, uite, mi-aș alege Mircea Cărturescu, îmi place mult cum scrie, spre exemplu, și scriu o replică de-a lui și mă semnez Corina Chiran sub ea, deci îmi aleg un scriitor pe val, în viață, prezent în online, cum ar veni, nu-l urmăresc foarte tare, dar am, așa ca să-i dau un exemplu din concret, da? Și zic, tu faci cum simți, dar cred că te devalorizezi semnându-te, îți iei din valoarea ta, eu nu cunosc valoarea ta. Și tu îți o asumi acum pe a mea, nu știrbești din a mea și zic, n-am răspuns mai pământean, adică n-am justificare pe pământ mai mare. Așa e, pe pământ simți să-ți asumi. Vezi că eu am scris asta, eu am zis asta. Dar dacă ne uităm în lumină, dacă ne uităm în adevărurile divine, în iubire, cam totul s-a zis, totul s-a scris, rămâne doar să simțim. Deci rămâne doar să-și asume ce am zis eu. Și asta nu e valoros deocamdată pentru ea, că n-a generat ea cuvintele respective. Și mi-a mulțumit, a zis că înțelege, nu știu, nu o cunosc personal, dar vin oameni cu tot felul de... De ciudățenii. Da, un pic ciudat, dar mă ajută, vezi, mă ajută să formulez un răspuns. În curat, iar răspund, în curat. Ne costă niște timp să și formulăm conectându-te, răspunsuri. Conectându-te, sufletele noastre sunt conectate, mințile noastre sunt conectate. În momentul în care tu ai spus, e ca și cum eu aș lua o replică din Mircea Cărtărescu și aș semna-o Corina Chiran, eu mi-am amintit, este adevărul cel mai adevărat, nu l-am spus niciodată, nu l-aș fi spus în viața vieților mele, că mai în tinerețe cândva, la un moment dat într-un text am folosit o expresie pe care eu o citisem la Mircea Cărtărescu, exact persoana al că profesorul, fusese profesor, scriitorul Mircea Cărtărescu pe care îl admirăm toți, o expresie mică, nu mi-o amintesc acum, dar eu am folosit-o știind că am citit-o la Mircea Cărtărescu și am lăsat-o așa la liber într-un text al meu ca și cum ar fi fost a mea, iar în momentul în care tu ai spus lucrul acesta, ai vindecat în mine o rană pe care eu n-o scosesem. Rana acestei rușini pe care o pusesem acolo, dar o acoperisem și dacă nu se întâmpla emisiunea asta, probabil că în viața vieților mele n-aș fi recunoscut-o sau nu mi-aș fi amintit de ea. Deci vezi cât de mare e conectarea dintre noi oamenii, cât de... Apropo de nevoia de a scrie din curat, din autenticitate, din cine sunt eu, când eram mică mă împingeau ai mei la olimpiade, n-am vrut niciodată la olimpiadă, în fine, m-am dus la olimpiadă la limba română și trebuia să scriu definiția personificării și să dau un exemplu.
Și eram într-un laborator de română, îți dai seama, Olimpiada la română, într-un laborator de română, cu toate citatele pe pereți, nu știu, ne dădeau și ne împingeau acolo și mi-mi era rușine să mă uit pe pereți. Nu m-am pregătit eu cum să iau de pe pereți, eram mai mică. Mai târziu am luat, adică mai târziu am copiat, dar la momentul ăla, când m-au pus să dau exemplu de personificare dintr-un text studiat, dintr-un text parcurs, nu mi-a venit nimic. Și eu știam ce înseamnă personificare, dar cum să zic eu, iar lupul a zis că dacă nu e cu minte, mi-a fost rușine, pentru că n-am știut să reproduc cuvânt cu cuvânt, pentru că așa îmi cerea. Dați exemplu dintr-un text parcurs de voi. Și n-am scris nimic. Ce m-a certat și mama mea și profesorul meu de română. Măi, Corina, păi n-am din capra cu trei, din ceva, n-ai știu și tu să spui de un animal. Zic, pa, știam, dar nu știam exact cuvintele alea, nu știam să zic așa cum era în carte. Deci, n-aveam curajul să personific niciun animal dacă nu recunoșteam, dacă nu mi-aminteam textul. Știi cum a trecut emisiunea asta? Ca o clipă, ca un fulger, ca un cal în galop, ca să personificăm un animal, dacă tot ai spus asta. Nici nu știu ce a curs. Îți mulțumesc. Eu sper să fi fost valoros. Tot ceea ce spui în întâlnirile noastre este valoros. Sunt recunoscătoare pentru lansare și pentru seara minunată. Am avut acum o lună aproximativ lansarea la Biblioteca Națională din București și Corina Chiran a fost acolo alături de noi. Citiți cele mai curate minuni, puteți comanda cărțile editurii Cărțile Tango pe adresa distribuția@revistatango.ro. Citiți-o pe Corina Chiran, o găsiți pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, o găsiți pretutindeni, mesajele ei ajung la tot mai mulți oameni. Conectați-vă la sufletul ei curat și veți vedea că se reflectă lucruri de mare valoare în voi. Eu am fost pur și simplu ghidată de divinitate și i-am cerut ajutorul când am început emisiunea la radio. Nu știam cum să o fac și Corina a venit ca un ajutor celest și am să-i mulțumesc pentru totdeauna. Am crescut împreună și prin această emisiune te îmbrățișez cu dragoste mare. Corina Chiran, ești o călăuză de lumină a vieții mele și onorez înțelepciunea ta. Vă mulțumesc din toată inima celor care ne-ați urmărit. Dați mai departe emisiunea noastră, dați mai departe șansa întâlnirii cu Corina Chiran, pentru că veți face un mare bine celor cărora vă adresați. Sunt Alice Năstase Buciuta, Corina Chiran a fost alături de mine prin Zoom. Vă rog să rămâneți mai departe cu emisiunile Canal 33 România. Te iubesc și îți mulțumesc, Corina. Și eu, noapte bună. La revedere.